salut! Place? Au, ce frumos e aici, acum urcăm pe polul ăsta frumos peste apă. Mamă, ce mișto e, și stânga și dreapta. Am mai făcut de un filmuleț pe aici, pe podul ăsta. Atunci era soare, era frumos. Dar așa cum mai e în ora, dar e fain afară. Sunt 15 grade, vreme bună. Foarte, foarte frumos. Vine de la, nu știu cum îi zice aici, de la Faborg din Danemarca spre Odense. E faină de lucru, nu plouă, nu e cald, e perfect. Nici nu bate vântul, mă mir că de obicei atât bate vântul pe aici. Acum am urcat un filmuleț pe YouTube, sper să încarce cât de repede să puteți să-l vedeți. Și asta o să încarc zilele următoare. O să mă întorc înapoi în Danemarca. Că aici am net pe Germania Ciuciuca. Orange Unitet, minutele la toți. N-ar avea noroc cu telefoniile lor cu tot. 35 de euro am făcut cost suplimentar în câteva zile. De acum încolo net doar prin Beco. Băgamea și piciorul, am ajuns să trăiesc din nou zilele de acum câțiva ani, când mă chinuiam cu un pic de net, cu un pic de minute. Asta e viața. A, uitați aici, încă un pod. Păduri și iar păduri. Băgamea și piciorul, că la noi în țară ăștia nu se stare, frate, bă, să se împingă un pic de pământ acolo pe câmpie, să facă niște drumuri și ăștia fac poduri pe aici. Bă, ăștia n-au munți ca austriecii, ca norvegieni, ca să zici că fac tuneluri, dar au apă și-au făcut poduri, și-au făcut drumuri, tate, ca lumea, nu jucărie. Podul de la Fredericia, podul de la Storebalt, de la Odense, care trece la Corsor încolo spre Copenhaga, podul de la Copenhaga la Malmö, iarăși, poduri ca lume, tati, jucărie, pe partea suedeză pod, pe partea daneză tunel, construcție, și aici, pe naționalele astea, tot felul de poduri și podulețe, iarăși, de la Holstebro sus, mai sunt o grămadă de poduri. Țară dezvoltată, nu bătaie de joc. Sună telefonul, sună nevastă-mea. S-a salutat, tschüss.